pământ. Tu m-ai adus primul cuvânt, mama l-am spus, iar primii pași când îi făceam, teamă mi-era, dar spre tine mergeam. M-ai ocrotit, m-ai apărat și drumul meu l-ai iluminat. Nopți n-ai dormit, m-ai ridicat, în viața ce am, doar tu, mamă, mi-ai dat. Mamă, ești unica stea, mamă, ești dragostea mea. Mamă, înger scump pământesc, mama, cât de mult te iubesc. Mama, cât de mult te iubesc. Dragii noștri, de această dată suntem în Iepurin cu o surpriză frumoasă pentru doamna Aglaia, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm toți un la mulți ani. Ala Grec, cofetărie de încredere. Doriți să faceți o surpriză celor dragi? Contactați-ne la numerele indicate pe ecran. Doamna Aglaia, noi suntem echipa surpriză la domnul Ciliaș. Da, nu am mai făcut, dar era altă mașină, scrieri, dânsa. Așa, Florcica este pentru dumneavoastră, iar noi venim din partea celor mai dragi și mai scumpei dumneavoastră. Dar nu-i tăsniți, dragi, și tăsniți. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți dumneavoastră. Cine v-a pregătit această surpriză? Eu zic că tot băiatul din Italia. Așa credeți dumneavoastră? Da. Și bănuiți dumneavoastră și ce v-au pregătit ei astăzi? Nu v-a dat nimic de înțeles? Nu. Nu v-au informat? Nu v-au zis nimica, nu? Tot așa m-au prins mozolit și atunci cu iarna, care nu i-a să mă îmbrac. Am șpanieri cu haine și stau acolo. Dar nu-i nimica, copiii așa vă știu. Așa țin la dumneavoastră, așa vă iubesc, așa v-au prins toată viața, da, pentru că ați muncit. Spun că mamă, dar mai îmbractic, da, am venit la ea și m-am schimbat, m-am apucat de treabă. Acest tortul este tot pentru dumneavoastră, este. Eu am să vă spun din partea cui venim. Spuneți că stai aici sufletul. Și am să mai spun și ce eu astăzi vă transmit, pentru că mai avem și câteva gânduri pentru dumneavoastră și vom afla noi care sunt complicii principale acestei surprize. Iar mesajul spune așa. Dragă mamă, cu inima plină de recunoștință și emoții, scriem acest mesaj dincolo de granițe, acolo unde viața ne-a purtat. Gândurile noastre se îndreaptă cu drag către tine, femeia puternică și iubitoare care ne-a ghidat pașii și ne-a crescut cu atâta grijă. Am învățat de la matale lecții despre dragoste, despre viață, iar aceste învățăminte ne călăuzesc în fiecare zi. Chiar și la distanță, legătura noastră rămâne neclintită, iar amintirile dulce ale copilăriei petrecute sub aripa ta ocrotitoare ne luminează zilele. Îți mulțumim, mamă, pentru toate sacrificiile, pentru râsul împărtășit și pentru lacrimile ce ni le-ai șters. Fiecare clipă cu matale este prețioasă, iar legătura noastră nu este afectată de distanță. Cu inimile pline de dragoste, te îmbrățișăm și îți transmitem recunoștința noastră eternă. Cu toată dragostea, de la fete, gineri, nepoți și stranepoți. La mulți ani! Mulțumesc frumos! Lidia, Dumnezeu, sănătate! Fetele sunt cele care v-au pregătit această surpriză, împreună cu gineri, cu nepoți și strănepoți de acum. Eu de acum o sunătăs, dar nu spune nimeni nici și nici udă, nu mă intenționează, leagă, măi, m-am schimb și eu să mă îmbrac, eu m-am băgat, smul, burian. Au verificat dacă sunteți acasă, să vadă ei dacă ați ajuns acasă și dacă putem și noi să venim să vă sărbătorim astăzi. Să le și roșii. Iar acum dacă ați avea să le transmiteți ceva, să le spuneți ceva. Dar și le spun, le mulțumesc din suflet și din inimă și din, să aibă și bucurii de copiii lor la rândul lor, cum o fac ei. Îți departe și le este greu că nu sunt aici să da, vă sărbătorească. Da, și eu sunt bolnavă cu un pișor, nu pot să mă duc, au vrut să mă iei, să mă duc, dar nu. Nu lăsați noastră casa, să ajungeți să mergeți tocmai acolo. Am fost, am fost, după ce a murit moșneacul, am stat, mult la de... Dar... Iar acum să știți. Mai avem și melodii pentru noastră. Ascultăm melodia și vedem ce au, pentru că melodia e specială, aleasă cu toată inima din, pentru dumneavoastră. Ia să vedem dacă îi plac cu dumneavoastră ceva. Thank you.
acasă. Și nu vrea nicio desfată, doar să-i vadă la volantă, atunci e mai bucuroasă când copiii sunt acasă. Doamne ajută să-i vedeți pe toți acasă. Să vină cu toți aici. Că noi muri atunci ar să vină. Ori să vină în concediile acușa vin. În concedii nu... Au să ajungă poate aici lângă dumneavoastră. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.